Bună ziua! Vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre. Sunteți prezenți astăzi la această conferință de presă. E o tradiție deja, ca în fiecare an, în luna septembrie, să ne întâlnim în această formulă. Mulțumesc că sunt prezenți aici alături de mine domnului președinte a Consiliului Județean, domnul Costel Fotea, domnului președinte a Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii, domnul Florin Gianu, și sigur domnului Dumitru Nancu, care este director general al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri. Conform programului de desfășurare a evenimentelor noastre de astăzi, avem această conferință de presă. La ora 11 avem simpozionul cu tema mediul de afaceri și provocări determinate de contextul actual politico-economic național și geopolitic internațional, modalități de sprijin al întreprinzătorilor pentru depășirea dificultăților, la care vă rugăm să, de asemenea, să participați. Acestea fiind spuse, eu, sigur, sunt mai des mă întâlnesc cu dumneavoastră, sunt mai aproape de fiecare dintre dumneavoastră și ori de câte ori a fost nevoie, m-am comunicat și v-am adus la cunoștință problemele noastre, problemele curente atât de la nivel județean cât și național. În condițiile acestea voi profita și vă voi lăsa pe dumneavoastră să profitați de faptul că avem aici invitații noștri și coorganizatorul nostru, Consiliul Județului și domnul președinte Fotea, domnul președinte Gianu și domnul Nancu, care așteaptă cu mare interes întrebările dumneavoastră. Dacă considerați că este cazul să vă spunem câteva cuvinte înainte și să aveți și timpul să puneți întrebări, eu cred că ar trebui să-i dau cuvântul domnului Costel Fotea să vă spună câteva lucruri, după care domnului Gianu și sigur dacă domnul Nancu are ceva de spus, după care urmează întrebările din partea dumneavoastră. Vă rog, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Salut și eu prezența la Galați a domnului președinte Gianu, a domnului președinte Nancu. Și vreau să salut încă o dată pe prietenul și colaboratorul Consiliului Județean, domnul Filimon, un om care, într-adevăr, este liantul între ceea ce înseamnă instituțiile publice din Galați și mediul de afaceri, pentru că a fost o perioadă și este o perioadă nu tocmai bună pentru cei din mediul de afaceri. Au fost 2 ani de zile de pandemie, 2 ani de zile în care practic s-au resetat anumite domenii de afaceri, anumite domenii din mediul de afaceri și practic ați văzut că s-a dus foarte mult spre zona de digitalizare, după care a venit perioada asta de criză economică, creștere de prețuri și creștere la carburanți, energie și tot așa mai departe, materiale. Și bineînțeles ca totul să fie așa încununat de partea asta de negativă și războiul din Ucraina, care și ăsta la rândul lui a condus la ceea ce înseamnă creșterile de prețuri la toate materialele de construcții și energie în Europa și în lume. Ai fi îndreptățit și putem foarte bine sau ești îndreptățit să spui întrebarea cum rezistă oamenii ăștia în mediul de afaceri. Numai în pielea lor să nu fii și numai om de afaceri să nu fii în momentul de față, să ai credite la bănci sau că să ai împrumuturi linii de credit și de la o zi la alta să ți se scumpească materialele, să se dubleze materialele sau prețul la carburant. Consiliul Județean, așa cum am spus-o în nenumărate rânduri, este aproape de mediul de afaceri, de oamenii din acest domeniu. Prin proiectele pe care le realizăm, prin proiectele pe care le implementăm, pentru că nu sunt puține, sunt proiecte cu finanțare europeană, proiectele înseamnă o infuzie de capital în piață, ceea ce conduce și la
menținerea unor firme de profil în construcții, dar și pe orizontală a firmelor sau a celorlalți agenți economici care au nevoie de materiale și, bineînțeles, sunt în colaborare cu cei care lucrează în construcții. Este acest program și acest plan național de tranziție justă, unde și Galațiu este inclus în acest plan național, unde cei din mediul de afaceri, întreprinderile mici și mijlocii, au posibilitatea să acceseze fonduri și să ia împrumuturi cu o dobândă preferențială, o dobândă mică pentru a investi, pentru a dezvolta business-ul pe care îl au, pentru a-l retehnologiza, astfel încât, așa după cum bine știți, toată lumea merge și tinde spre un mediu mai curat și în același timp spre o reducere de consum energetic sau de producerea de energie, astfel încât să dea fiecare instituții sau fiecare societăți o autonomie în ceea ce privește acest consum de utilități. Eu am să las pe domnul președinte Jianu și pe domnul director Nancu să vă mai spună și dumnealor câte ceva și apoi să dumneavoastră să ne puneți întrebările și întrebări la care să vă răspundem punctual. Domnul președinte. Mulțumesc frumos, domnul președinte Fotea, ca întotdeauna un colaborator foarte serios al mediului de afaceri, de ani de zile, cel puțin de când sunt și eu președinte la Consiliul Imemorilor și dumneavoastră la Consiliul Județean. Am fost împreună la celebrarea Zilei Întreprinzătorilor sau la topul județean al mediului de afaceri, așa cum suntem și astăzi. Noi, înainte de conferința de presă, am avut o discuție foarte fructuoasă, ca de fiecare dată. Anul trecut am stabilit o colaborare pe ceea ce înseamnă tranziție justă. Cred că trebuie să continuăm această colaborare și pe celelalte programe, mai ales că stă să înceapă și programul operațional regional. Prin această descentralizare la care asistăm cu toții, le-am transmis colegilor noștri de la nivel județean că, sigur, dânsii trebuie să fie în comitetele de monitorizare ale acestor programe, ca împreună, printr-o colaborare, așa cum este cea cu Consiliul Județean, să găsim acest liant între investițiile din mediul public și investițiile mediului privat. Eu vreau să vă dau și câteva informații, să-l felicit pe domnul Filimon, pentru că ieri au avut loc alegeri la nivelul Federației Regionale, Federația Regională Sud-Est, care, după cum știți, cuprinde județele Galați, Tulcea, Vrancea, Buzău, Constanța. Au fost prezenți colegii noștri de la patronatele și din fiecare județ menționat anterior. Domnul președinte Filimon a fost reales ca președinte al Federației Sud-Est, o federație foarte importantă atât pentru regiune cât și la nivel național, pentru că reprezintă peste 80.000 de angajați din regiune. Și îl felicit încă o dată pe domnul Filimon pentru activitatea pe care a depus-o și pentru faptul că a îndeplinit și a reușit să-i strângă pe colegii alături. De altfel, la evenimentul de la ora 11 vor fi prezenți și colegii noștri din regiune, dar și alți invitați. O altă veste bună pe care aș vrea să vă dau astăzi e aceea că sper să reușim săptămâna viitoare să operaționalizăm deschiderea unui birou al Fondului de Garantare pentru IMM-uri la Galați, extrem de important. Pe 15 octombrie, domnul Filimon dă o dată exactă, pe 15 octombrie, asta cumva obligând și Fondul de Garantare ca până pe 15 octombrie să fie operaționalizat acest birou. Extrem de important pentru mediul de afaceri local din județul Galați, dar și din regiune, pentru că în dubla mea calitate și de președinte a Consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, în dialog cu domnul președinte Fotea, am promis deschiderea acestui birou în primăvară. Da? Și era prezent și domnul președinte Ciolacu și domnul vicepremier Grindeanu, au fost prezenți atunci și am făcut această promisiune.
O promisiune extrem de necesară pentru mediul de afaceri local, care trebuie să beneficieze de toate instrumentele potențiale de sprijin pentru mediul de afaceri, pe de o parte. Pe de altă parte, prin acest proces de descentralizare la care Galațiu cumva contribuie în mod direct prin politicile publice locale și prin influența pe care reușește să o aibă la nivel central, această descentralizare trebuie să înceapă de undeva. Și atunci, noi de la Fondul de Garantare am considerat extrem de necesar ca biroul să fie în Galați, cumva pentru a contrabalansa prezența și în alte județe, cum e Poru, Autoritatea de Management la Brăila, cea pentru IMM-uri, Autoritatea pentru IMM-uri la Constanța, Galați trebuia să aibă o autoritate și o prezență a Fondului de Garantare, un factor de echilibru și de susținere a mediului de afaceri. De altfel, ultima veste pe care vreau să vă dau e că de săptămâna trecută, din 15 septembrie, deja au început înscrierile la programul IMM Invest Plus, un program care până la sfârșitul acestui an va infuza în economie 4 miliarde de euro. E cel mai ambițios program, de altfel cel mai ambițios program la nivel european, pentru că Comisia Europeană a aprobat României cel mai mare program la nivel european. Deci nu numai la nivelul României, ci la nivel european, acest program IMM Invest Plus, care își propune să dea aproximativ 25.000 de garanții până la finalul anului. De altfel, domnul director Nancu o să vă dea datele la zi. Din informațiile pe care mi le-a furnizat și mie, am înțeles că sunt deja 3.000 de IMM-uri aplicante. Încercăm și prin acest mesaj să încurajăm IMM-urile din județul Galați să aplice la programele din IMM Invest Plus și să fie ca întotdeauna la înălțime. Astăzi vom și premia o serie de IMM-uri alături de domnul președinte Fotea ca în fiecare an. Și întreprinderi mari. Și întreprinderi mari, și întreprinderi mici, întreprinderi performante, ceea ce ne dorim cu toții să avem în economia românească. Mulțumim frumos, domnule președinte, încă o dată pentru găzduire, pentru parteneriat și pentru tot ceea ce facem împreună. Domnul director Nancu, detalii, stați așa să vă dăm tehnica. Stimați domn președinți, onorată asistență, dați-mi voie în primul rând să felicit pe domnul președinte Filimon și pe organizatorii acestui eveniment. Este primul eveniment pentru mediul de afaceri din țară, la început de toamnă, cum spunem noi, și din acest motiv și Fondul Național de Garantare s-a gândit ca lansarea oficială în teritoriu a programului, cel mai mare program pentru întreprinderi mici și mijlocii, IMM Invest Plus, să aibă astăzi loc și la Galați. Așa cum a spus și domnul președinte Jianu, marți am avut semnarea convenției de implementare în prezența premierului României, a ministrului de finanțe. Deci marți practic a fost oficializată lansarea programului, iar astăzi Fondul Național de Garantare lansează la nivel teritorial și programul IMM Invest Plus. Este clar că este cel mai important instrument financiar pentru întreprinderile mici și mijlocii din România. Și de ce ne-am gândit să operaționalizăm cât mai repede biroul din Galați? Pentru faptul că mediul de afaceri din Galați se află în toate programele Fondului Național de Garantare în top 10. Chiar acum, deci pe 15 septembrie au început înscrierile, avem un număr de 3.100 de cereri de garantare, de finanțare, din care 100 sunt doar din județul Galați. De asemenea, vorbim despre fostul program IMM Invest Plus, care în 2 ani jumate au beneficiat aproape 60.000 de întreprinderi mici și mijlocii. Județul Galați se află pe locul 9 cu o finanțare de 1,5 miliarde. Unde stă bine județul Galați? Este pe locul 4 la Agro IMM Invest, în agricultură. Aici, la fel, în jur de 1.000 de fermieri au beneficiat de credite în valoare de 1 miliard. Este clar că
deschiderea acestui birou vine la momentul oportun, pentru că, așa cum a precizat și domnul președinte Jianu, Fondul Național de Garantare intră în nouă etapă, aceea de descentralizare, iar acest program, IMM Invest Plus, care este valabil până la 30 decembrie anul acesta, are cel mai generos buget de la începutul programului din 2020. Guvernul României a alocat un plafon de garantare de 17,5 miliarde, la care se adaugă ajutor de stat în valoare de 2 miliarde. Deci, practic, avem 4 miliarde de euro, cea mai finanțată, să zic, schemă de ajutor de stat pentru IMM-uri din Uniunea Europeană. Ce aduce nou noul program IMM Invest față de precedentul IMM Invest? Avem în primul rând o garanție nume și constat de 90% față de 80% cât era până acum. Încercăm să acordăm garant construct, un program care a funcționat anul acesta o lună de zile, să am împărțit bugetul astfel încât și autoritățile publice locale să acceseze acele facilități. Este vorba de o linie de capital de lucru de 5 milioane de lei și credite de investiții de 10 milioane de lei pe o perioadă de 6 ani, iar capitalul de lucru pe 3 ani. Din punct de vedere al dobânzilor, așa cum am spus, față de 8 luni de zile cât era subvenționată la IMM Invest, la IMM Invest Plus, Guvernul României alocă 12 luni de zile. Perioada de grație în care întreprinzătorul sau autoritatea publică locală nu plătește dobândă, are grație, este de un an și jumătate. Este un program foarte important, este un instrument financiar și, când spun asta, gradul de multiplicare pe IMM Invest față de celelalte instrumente financiare este de 1 la 22, ne-a arătat istoricul anului 2020, pentru că acum lucrăm și la impactul fiscal al IMM Invest 2021 și noi sperăm ca acest impact fiscal, adică gradul de multiplicare în economie și în anul 2021 să fie tot la fel, de ce nu, chiar mai mare față de anul 2020. Este un program care vine la momentul oportun pentru mediul de afaceri, iarăși o noutate, sunt eligibili toți operatorii economici și, când spun operatorii economici, nu mă refer doar la IMM-uri, ci de la fermieri, societăți cooperative, asociații familiale, deci tot ce înseamnă activitate fiscalizată economică în România, iar pe garant construct am introdus și acele IMM-uri pentru din cadrul primăriilor, sunt acele întreprinderi care au peste 250 de angajați sau cifră de afaceri mai mare de 50 de milioane de euro și ele sunt eligibile. Este un program, așa cum am spus, care vine la momentul oportun, pentru că, spre deosebire de celălalt program, IMM Invest Plus, am introdus ca cheltuială eligibilă și refinanțarea creditelor pe care mediul de afaceri le avea contractate. Cam atât legat de acest program. Dacă sunt întrebări din partea domnilor voastre, dacă nu... Sigur, vă rog mult de tot întrebări pentru toți cei prezenți fața dumneavoastră. Se omenește și că acest birou... Domnul Amălinii de la... Viața Liberă. Bolivianul Viața Liberă. Se pomenea aici că acest birou va fi deschis pe 15 octombrie. El are deja, eu știu, personal, set, va lucra efectiv sau va mai fi o perioadă? Până pe 15 septembrie vor fi cu tot cu angajări, pentru că, fiind o societate comercială, deci la 15 octombrie va fi operaționalizat cu sediu și cu personal, deoarece durează, pentru de ce a durat atât timp? Pentru că, fiind o societate comercială, orice punct de lucru, orice trebuie înregistrat la Registrul Comerțului și am avut... Deci sediul este identificat, acum ne aflăm în procedură de registrare la Registrul Comerțului și după care urmează... Și au fost mai multe etape. Au fost mai multe etape de aprobare. Nu, februarie. Februarie, vă să vedeți. Și care ar fi principal avantaj, să spunem, pentru întreprinzătorii gălățeni? Nu mai trebuie să umble sau... Practic, în primul rând, nu mai trebuie, deci tot ce înseamnă
programele, pe lângă IMM Invest, avem și noua casă, prima mașină, toate programele fondului de garantare vor fi descentralizate și implementate la nivel județean. Orice informație, orice legătura cu băncile, da? Nu va mai trebui ca dosarul să ajungă la București, să fie evaluat la București și să se ducă la o bancă, nu știu, din Galați, da? Pe când dacă avem un centru aici, practic cei trei jucători, fondul de garantare care garantează IMM-ul și banca, sunt în același loc. Deci pe de o parte, dacă îmi dați voie să completez ceea ce a spus domnul director. În primul rând, așa cum se face descentralizarea la POR, de exemplu, da? În care dosarele nu mai merg la București, nu mai stau pe la ministere, nu mai stau ani de zile, uitate pe holuri, domnul președinte știe și noi de asemenea cum sunt dosare de proiecte pe holuri, peste un an de zile valoarea lor trece și necesitatea investiției, iar prețurile explodează. Deci ăsta e un avantaj, acela că rămân efectiv dosarele în regiune. Antreprenorul are o relație directă cu fondul de garantare. Poate întreba, domnule, unde e dosarul? Ce fac? Unde sunt în acest moment? De altă parte, băncile, știți cum sunt? Ele își promovează uneori propriile produse. Prin existența unui birou aici, întreprinzător, domnul Filimon, care cu siguranță va chema personalul de acolo și va pune în fața menului de afaceri, o informație directă și reală. Te duci la bancă și ceri, domne, dăm și mie un program din ăla IMM Invest Plus, de care zice domnul Nancu la televizor. Altfel, dacă te duci la bancă, ăla spune, domne, s-a terminat, nu mai am dat astea cu dobândă subvenționată de stat, dar las că-ți dau eu un produs de la mine. Și mai e un avantaj și un obiectiv pe care fondul are, acela de a atrage fonduri, de exemplu, din POR sau din tranziție justă, așa cum spunea și domnul președinte. Una e să ai fondurile la nivel central la București, la Fondul Național de Garantare, alta e să ai din POR exact aici, la Galați, da? Pentru toată regiunea. Asta a fost unul dintre argumentele pentru care fondul a decis să se descentralizeze, pentru că el trebuie să fie lângă ADR, pe de o parte, lângă întreprinzători și să fie acolo, în teritoriul prezent. Altfel, la București, știți cum e. Dacă vă întreb pe dumneavoastră, știți unde are sediul Fondul Național de Garantare a Creditului pentru IMM-uri sau credeți că un întreprinzător din Suceava, din Iași, din Satul Mare, știu ei unde, cum să ajungă la Fondul de Garantare și cine poate să-i ajute acolo? Așa, sunteți pe strada Brăile aici. Și oricum, din geografic, să spunem, ca locație, Galați, undeva la mijlocul regiunii sud-est. Aici, cum să zic, trebuie să dăm vina și pe domnul președinte. Dânsul a insistat foarte tare să fie sediul la Galați, ceea ce e și normal să se întâmple lucrurile astea. Adică Galațiu e unul dintre cele mai importante județe din regiune și eu am sesizat așa de-a lungul timpului, că merg instituții în niște poli din ăștia care încep să acapareze. Nu știu, nu dau exemplu sud-est, că suntem aici, dar exemplu nord-est sau sud-vest, toate merg la Craiova, da? Nu mai ieși în alte părți. Trebuie să găsim un echilibru în acest sens și să mai vină și cei de la Constanța până la Galați să obțină și fonduri sau cei de la Brăila, nu mai invers. Da, este un mare avantaj. Vă spune un om care știe ce înseamnă descentralizarea și ce înseamnă proiectele pe care vrei să le realizezi și gândiți-vă un antreprenor care este la început de drum sau un om care abia a înființat o firmă și vrea să-și apuce de treabă. Gândiți-vă ce ar însemna să ajungă la București, să ia avizele pentru garantarea unui împrumut până ajunge la bancă, caută banca și tot așa mai departe. Da, într-adevăr, hățișul ăsta legislativ și al hârtiilor, de foarte multe ori, face pe mulți să renunțe doar pentru că e foarte complicat să reușești să obții anumite avize și vă spune un om care, după cum bine știți, știe ce înseamnă proiecte cu finanțare europeană și cât de greu este să treci cu un proiect doar pentru a obține un simplu aviz de la București și cât este de greu. Că este una să verifici 100 de dosare în regiune și alta e să verifice un birou la București 5.000 sau 7.000 de dosare. De-aia vă felicit și vă mulțumesc că ați dat curs solicitărilor noastre pentru că
într-adevăr, Galațiu, prin investițiile pe care dorim și pe care le avem la Galați, dorim să devină un centru în regiune, mai ales că din punct de vedere geopolitic, Galațiu are un rol foarte important în momentul de față și îl va avea și pe viitor. Președinte, spuneați mai devreme de importanța proiectului european pentru stimularea mediului de afaceri. V-aș ruga dacă puteți să-mi spuneți măcar orientativ ca care ar fi valoarea per total a proiectului european la nivelul județului Galați. Și doi, dacă puteți să ne dați câteva detalii despre stadiul în care se mai află programul pentru accesarea fondurilor pentru tranziție justă la nivelul județului Galați. Vis-a-vis de programul anterior pe exercițiul financiar 2014-2021, la nivelul județului Galați, pe toate programele și pe postul de mediu și pe POIM și pe POR și bineînțeles cu programele cu finanțare guvernamentale, cele care au fost pe PNDL2, în sumate au fost undeva în jur de 1.200.000-1.300.000.000 de euro, proiecte pe care le-a avut Consiliul Județean, Primăria Galați și primăriile din județ și vorbesc de instituțiile publice, ceea ce ați văzut și dumneavoastră, asta a condus la posibilitatea rezistării pe piață a firmelor din Galați. În momentul de față, așa cum ați văzut, Consiliul Județean are proiecte mult mai mari decât pe exercițiul anterior, pentru că numai pe POIM sunt 230 de milioane de euro, pe partea de drumuri expres, de drumuri județene, pe partea de infrastructură spitalicească și cred că dacă stau bine să mă gândesc, făcând o analiză la nivel regional cu ceea ce înseamnă pod, drumuri expres, autostradă, aeroport, spitale, cred că investițiile în regiune depășesc 4 miliarde de euro. Nu sunt sume, dacă stai să o analizezi așa, aceste sume îți zgâdelă creierul și te gândești, sumele astea sunt reale? Da, vă spun că sunt reale și vă dau un exemplu, numai construcția unui spital sau construcția spitalului pe care l-am propus înseamnă 200 și ceva de milioane de euro, 240 de milioane de euro înseamnă proiectul pe alimentare cu apă, deja vedeți mai de două proiecte și sunt 500 și ceva de milioane de euro. Adică drum expres spre Brăila, Ialomița, Călăraș și acolo vorbim de un proiect care va ajunge cu siguranță la peste 300-400 de milioane de euro. Asta așa ca să vă vedeți că sumele sunt reale și în afară de asta majoritatea dintre ele au și corespondent și aprobare în masterplanul de transporturi și în masterplanul de dezvoltare al României. Vis-a-vis de programul de tranziție justă, zic eu că în câteva săptămâni de zile ar trebui să fie definitivat, pentru că el a fost aprobat de către cei de la Comisia Europeană, a fost trimis acum ceva timp, câteva luni în urmă, de Consiliul Județean la Ministerul Fondurilor Europene, la Ministerul Fondurilor Europene trimis la Comisia Europeană, Comisia Europeană l-a verificat. Se pare că în cel mai scurt timp vom ajunge să se depună proiecte pe acest program, iar unul dintre mari beneficiari ai acestui program, în afară de celelalte firme, cei mai mari beneficiari vor fi combinatul și șantierul naval, pentru că la Galați, din Just Transition, se pare că minim 400-500 de milioane de euro vor ajunge, sunt repartizați pentru județul Galați și bineînțeles că, așa cum v-am mai spus, programul ăsta de tranziție justă are trei capitole, iar la capitolul 1, unde IMM-urile pot să beneficieze de împrumuturi cu o dobândă preferențială, iar la capitolul 2, unde partea de retehnologizare înseamnă 50% aport din fonduri europene, 50% și 50% aport propriu. Iar cel de-al treilea este destinat domeniului public pentru, știu, un transport curat și ecologic. Domnul Jianu, mediul de afaceri se confruntă acum cu multiple crize, cu energie, cu combustibil și așa mai departe.
uităm pe partea de energie, se vehiculează mai multe posibilități de compensare, costuri și mai departe. Cum vedeți această chestiune? Care, din punct de vedere al mediului de afaceri, care credeți că ar fi cea mai bună soluție? Ca să vă răspund așa direct, cea mai bună soluție era plafonarea. Adică nu exista o altă soluție decât o piață reglementată, pentru că în acest fel aveam predictibilitate și știam cum trecem iarna. Sunt încă discuții în ceea ce înseamnă reglementarea peste iarna. Să știți că noi nu suntem de acord cu acea reglementare care susține sau plafonează numai 85% din costurile pentru întreprinzători. Pentru că nu ai cum să, nu are logică, nu ai cum să faci economie la ceea ce înseamnă un întreprinzător, o firmă, da? Privată. Ce faci? Scoți din priză echipamentele, utilajele, nu mai produci ca să faci economie? Nu e ca acasă, în care mai închizi un bec, mai tragi din priză un consumator, mai vezi tu cum te mai gospodărești. La firmă ce faci? Înseamnă, de fapt, scăderea producției. Înseamnă competitivitate mai scăzută, șomaj mai mare, că trimiți oamenii acasă, șomaj tehnic, costuri pentru stat, o producție mai mică. Deci nu ai cum să faci acest lucru și asta încercăm să explicăm noi în această perioadă. Pentru că atât pentru mediul privat, cât și pentru mediul public și în discuția pe care am avut-o cu domnul președinte, se plângea și dânsul de impactul a ceea ce înseamnă energia și pentru costuri, pentru investiții și așa mai departe, pentru scumpirile acestea din economie, pe toți ne afectează, da? Nu putem să fim mulțumiți asupra faptului că în fondul de modernizare sunt 12 miliarde de euro, atenție, 12 miliarde de euro puși la dispoziția României și investiții din partea Ministerului Energiei pentru mediul de afaceri zero. Noi am atras atenția de la începutul anului în care spuneam, dom'le, dați drumul la vouchere pentru IMM-uri, la modalități pentru UAT-ul, pentru mediu, pentru cetățeni. Să poți să spui un panou, să forezi, să-ți faci un puț de apă geotermală și așa mai departe. Acum vine iarna, unde mai face aceste investiții? Da? E clar că ele vor fi valide pentru următoarea iarnă. Deci nu putem să fim mulțumiți în ceea ce privește acest aspect, pentru că ne impactează pe toți. Se discută acum și despre salariul minim. Și acolo și această componentă nouă a salariului minim european, de la fel, sunt mai multe posibile modalități de stabilire acestui salariu minim. Cum abordează patronatele acestea? Păi, să știți că soluția aceasta cu salariul uniformizat la 3.000 de lei a venit de la noi. Și le-am explicat că dacă vor să scape sectorul construcțiilor, sectorul agriculturii, nu, ideea nu e aceea de a scoate facilitățile din acele sectoare, ci de a duce salariul la un nivel care să fie uniform. Pentru că, de fapt, Comisia Europeană și acest PNRR pe alocuri nedrept, dacă vreți să numesc așa, din perspectiva noastră, voia să scoată aceste facilități care, în opinia noastră, sunt utile și necesare într-o economie, mai ales în anumite sectoare, cum e sectorul agricol sau sectorul construcțiilor. Deci aceasta e o soluție cu care noi am venit și am văzut că, nu știu dacă coaliția în ansamblu, dar Partidul Social Democrat a preluat și a spus-o public. Acum, aici sunt două condiții. Aceea de a regândi fiscalitatea, pentru că dacă lași fiscalitatea în acest moment, va fi dificil, dacă nu aproape imposibil de aplicat într-o perioadă atât de dificilă. Adică să cererea noastră e să rămână impozitarea la nivelul 2550 și să poți banii efectiv să-i dai la oameni, ca măcar să acopere inflația, să simtă și ei o creștere. Și al doilea lucru, eu am mai spus asta public și o repet și în fața dumneavoastră, eu aș vedea mărirea salariului minim pe economie începând cu mai. Hai să trecem de iarna asta, hai să ieșim din perioada asta care va însemna costuri ridicate pentru IMM-ul, pentru societatea în general, cu energia, și apoi să facem această mărire. Nu știu cum își vor permite să facă IMM-urile mărirea de la 1 ianuarie. Deci eu mai degrabă aș spune, hai să ieșim din iarnă și să facem această mărire. Deci ca ideea să merge pe varianta asta de 3.000 de lei brut. Cu impozitarea la 2.550. Propunerea care e
Da, cu schimbarea, sigur, cu schimbarea e pozită. Acum, mă rog, avem acest război care e o criză, dar știți cum e. Fiecare criză are și unele oportunități. Le vedeți, le percepeți, pot fi readuse cumva la zona Galației sau Sud-Estul, Păi aici cred că domnul președinte vă poate răspunde cu privire la felul în care se așează lucrurile, dar eu cred că sunt oportunități. Dincolo de oportunități, însă trebuie să fim atenți, să ne protejăm mediul antreprenorial, să ne protejăm agricultura, de exemplu, pentru că am văzut foarte multe. Acum Ucraina transportă prin România produse agricole la preț de dumping. Deci noi trebuie să fim foarte atenți în a ne proteja economia, în primul rând, și după aceea de a folosi oportunitatea în a deveni efectiv un hub regional și Galațiu prin port, prin ceea ce înseamnă aici investițiile, sigur că poate să fie un cap de pod și de filă în acest sens. Domnul președinte. Da, așa este... Domnul președinte, pentru că în momentul de față strategia de dezvoltare a regiunii, pentru că nu mai vorbim doar de Galați, vorbim despre Galați-Brăila, după cum bine știți și colegii din presă au participat la mai multe întâlniri ale noastre aici în această regiune. Faptul că la Galați în momentul de față există un proiect în parteneriat public-privat pentru dezvoltarea unei platforme multimodale, construcția unei platforme multimodale de transport mărfuri pe Dunăre, un proiect de aproape 200 de milioane de euro, care în momentul de față deja a primit și avizul DG Competition și procedura pentru cele trei puncte PMG-uri au fost licitate, unul deja adjudecat și celălalt în procedură de licitație, celelalte două. Faptul că în momentul de față Consiliul Județean Galați împreună cu Consiliul Județean Brăila au în plin proces de plină procedură elaborarea și unui studiu de fezabilitate a unui proiect pentru construcția unui aeroport la Galați. În momentul de față, Consiliul Județean Galați împreună cu Brăila, Ialomița și Călăraș pentru construirea unui drum transregio de la Galați, Brăila, Călăraș până la Drajna, Chiciu chiar, deschidere spre autostradă spre București și, bineînțeles, un drum expres de la Baldovinești până la Focșani, care va face legătură cu autostrada Moldovei A7, ceea ce va conduce automat la dezvoltarea regiunii, pentru că vom pune la dispoziție tuturor care doresc să vină să investească în zonă, atât transport maritim și un transport performant și care să corespundă tuturor normelor, în același timp o conexiune a acestei zone cu zona de est și de vest a țării și cu nordul țării, cu zona de Suceava, Bacău, Iași. Și bineînțeles pentru cei care vor veni din afară și ne vor vizita, vorbim de un aeroport, pentru că acest aeroport, așa cum este gândit, el este gândit să fie aeroport tip cargo pentru transport mărfuri. Și atunci, așa cum bine știți, în România sunt doar două aeroporturi care transportă mărfuri, unul este la Cogălnicianu, unul este la București, și atunci am putea să rezolvăm problema din partea asta de Moldova. Mai avem două... Nu, va fi cargo și, transport pentru persoane, dar și cargo, pentru că, vă dați seama, pe o pistă de 5,5 km cu capacitate de portanță la aterizare de 400 de tone pe metru pătrat, poate să aterizeze orice tip de avion. Asta este gândirea pentru ceea ce înseamnă aeroportul de la Galați, să poată ateriza orice tip de avion pe această pistă. Mai avem timp pentru două întrebări. Vă rog frumos dacă... Le-am scutit. Haideți mai acasă, nu? Vă rog, doamnă. Tu mă gândi, avea multe. Dacă îl lăsăm, poate. Doamna, mâine, scoate. Haideți să mă... Vă rog frumos. Haideți.
Haideți, mai puneți o întrebare. E obligator. Dacă nu. E obligator. Dacă nu, pune o întrebare. Din programele de finanțare a IMM-urilor pe zona Galați, spre ce au mers mai mult? Domnul director, ai dat pe ce? Pe Agroinvest am avut cele mai multe cereri. Deci, practic, județul Galați a fost pe locul 4 la nivel național. La nivel național pe locul 4, rețineți. Iar la zona de agricultură, bănesc, zona de agricultură, de tehnologizare și dotare cu utilaje, într-adevăr, așa după cum ați văzut, cel puțin pe partea de agricultură, de întreprindere și sau asociații în agricultură, Galați în momentul de față stă bine. Chiar aș spune foarte bine. Acum sperăm ca împreună cu Ministerul Agriculturii, așa după cum știți și după cum am mai spus și în conferința de presă și în întâlnire pe care am avut cu Ministerul Agriculturii, să putem să repunem în funcțiune ceea ce înseamnă sistemul de irigații. Nu vă ascund că chiar săptămâna trecută am fost la Ministerul, m-am întâlnit cu Ministrul Agriculturii și am discutat despre acel proiect de care vă spuneam pentru aproape 30.000 de hectare, adică mai exact 29.000 și ceva de hectare pe zona Tecuciului, unde va fi Movileniu, Ivești, Liești, Barcea, Drăgănești, Grivița, Cudal, Valea Mărului și Matca. Sunt aprobați indicatorii tehnico-economici și sperăm noi ca în cel mai scurt timp să demareze și procedura de achiziție. Proiectul este unul destul de mare, cred că depășește 200 de milioane de euro. Dar, domnul director, așa cum vă spunea și din discuțiile pe care le-am avut și cu cei din agricultură, pe zona asta au fost foarte mulți doritori și oameni care au reușit să investească, de aceea încă o dată le mulțumesc. Mulțumesc domnului Filimon pentru perseverența și insistența de a fi la Galați fondul de garantare. Acest birou al fondului de garantare. Mulțumesc și domnului Gianu și domnului director Nancu pentru că au acceptat să fie la Galați, ceea ce mă îndreptățește să cred că investițiile pe întreprinderi mici și mijlocii și pe celelalte domenii vor fi mult mai mari decât au fost până acum. Da, vă mulțumesc. Eu vreau să vă spun că pe lângă dorința firească a întreprinzătorilor, a celor care conduc unitățile economice din județul Galați, noi ca instituție care avem reprezentativitate pentru mediul de afaceri, ne-am implicat în această perioadă și de-a lungul timpului ca să conștientizeze mediul de afaceri oportunitățile pe care le au de accesat fondurile puse la dispoziție de Guvernul României sau de către Uniunea Europeană prin instrumente de lucru pe care le cunoaștem cu toții. E o muncă continuă pe care o desfășurăm, pentru că, în general, întreprinzătorii, domnule președinte Fotea, domnule președinte Gianu, sigur că doresc că vor, dar trebuie să-i ajut, să-i consiliez, să le pui la dispoziție toate aceste oportunități și posibilități pe care le au. Trebuie să faci o întreagă activitate de lobby, o activitate de persuasiune asupra mediului de afaceri și asupra patronilor respectivi, încât aceștia să se pornească la treabă și dorința lor să facă în așa fel cu ajutorul nostru să se concretizeze în milioane de euro care sunt accesate la nivelul economiei Gălățeni. Nu facem numai noi acest lucru. O face și Consiliul Județului, o fac și alte instituții care au tangențe cu mediul de
afaceri. E un efort colectiv, iar atunci când, de exemplu, ne raportează, așa cum a făcut aici și domnul Nancu, că suntem pe locul 4, să știți că nu întâmplător suntem pe locul 4, e un efort comun. Și eu vreau să vă promit că vom face în continuare la fel, că ne vom strădui ca oamenii de afaceri Călățeni să aibă posibilitatea să acceseze toate fondurile puse la dispoziție de Guvernul României, cât și de către Uniunea Europeană, în folosul județului, în folosul domeniului economic-social al Călățenii. Cum de asemenea, încă o dată vreau să spun, faptul că avem la Galați centrul regional, iar și este un atu mare pentru mediul de afaceri economic al județului Galați, pentru că e aici, e aproape, e în mijlocul lor și pot să facă relația de care vorbea domnul Gianu directă între întreprinzători, între fondul de garantare și între bancă, esențială la fața locului, mod unitar și care va avea, credem noi, un impact deosebit, iarăși, pentru ceea ce înseamnă afacerile din județul Galați. Înainte să închidem, domnul Filon, m-am uitat pe date care sunt codurile ca pe IMM Invest, cât și pe Agro IMM. Deci pe IMM Invest avem pe locul întâi transporturile rutiere de mărfuri, pe locul 2 lucrările de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, urmând pe 3 comerț. La Agro IMM avem cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe, fabricarea pâinii și pe locul 3 activitățile în ferme mixte. Deci astea sunt. Și dacă pot să fac o completare, domnul președinte, acestea sunt la nivel național. Ce este atipic la Galați și ce am observat pe Agro IMM Invest? Faptul că zootehnia este pe locul 2 și 3. Deci la nivel național zootehnia nu există, ați văzut în top, iar la nivelul Galați avem creșterea păsărilor pe locul 2 și porcinele pe locul 3. Deci zootehnia, care pe lângă creștere avem și procesare. Vă mulțumesc mult de tot și vă invit să fiți alături de noi și la simpozionul care urmează și după amiază la Teatrul Dramatic la ora 15, unde avem o festivitate cu totul deosebită în care recompensăm performanța Călățeană. Vă mulțumesc mult de tot! Mulțumesc.